Bună ziua! Mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre. Este un interes ridicat față de tot ce se întâmplă la capitolul virozelor și infecțiilor acute respiratorii în Republica Moldova, în special după ce am trăit o experiență atât de negativă în perioada pandemică și luând în considerare în special faptul că vine un șir de sărbători, am dorit să facem câteva anunțuri și să atenționăm populația la toate măsurile de precauție, astfel cum să poată evita toate aceste îmbolnăviri. În primul rând vrem să comunicăm că situația epidemiologică, atât prin gripa sezonieră, cât și infecții acute a căilor respiratorii, dar și infecțiile severe, în Republica Moldova se efectuează în cadrul sistemului de supraveghere epidemiologică, atât de rutină, cât și cel de santinelă, conform tuturor ordinilor Ministerului Sănătății și regulamentelor. Conform datelor de supraveghere din sezonul gripal, începând cu săptămâna 40, noi suntem acum în săptămâna 51, deci în Republica au fost înregistrate cumulativ, deci începând undeva cu octombrie, 519 cazuri de gripă sezoniere, 108.933 de cazuri de infecție acute a căilor respiratorii superioare și 4.855 de cazuri de infecție acute severe. Se manifestă o creștere a incidenței dacă o comparăm cu anul precedent, 2021 și 2020, din două motive. În primul rând, noi ne-am protejat. A fost pandemia COVID, noi toți am purtat măști, am păstrat distanța, am stat mai mult acasă, nu au activat grădinițele, au fost mai multe pauze și în activitatea școlilor și astfel s-a putut evita o incidență majorată în acești doi ani. Dacă comparăm cu cifrele de îmbolnăviri din anii 2018-2019, numărul de cazuri este aproximativ același. Ceea ce observă medicii este că anul acesta, în primul rând, sunt afectați mai mult copiii și, în special, copiii de vârstă mică, 0, 4, 5, 6 ani maxim, și, de asemenea, complicațiile care se instalează. Complicațiile vin foarte rapid după debutul bolii. Nu este o perioadă obișnuită în care pacientul are câteva zile și după aceasta se instalează complicațiile. Majoritatea cazurilor, de asemenea, în special la copii, debutează cu febră foarte, foarte înaltă, care nu se lasă controlată la administrarea antipireticilor. Ceea ce este îmbucurător este că în această săptămână, comparativ cu săptămâna trecută, avem o descreștere cu 2% și ceva a numărului de cazuri. Astfel, comportamentul nostru în zilele de sărbători, în care ne vom întâlni cu prieteni cunoscuți în familie, va depinde foarte mult dacă vom pune noi prin comportament presiunea ca incidența să scadă sau, din contra, vom avea în următoarele săptămâni o creștere mai înaltă. Totodată, luând în considerare faptul că copiii au intrat în vacanță, de asemenea și frecventarea grădinițelor este mai mică, prognoza noastră și a specialiștilor epidemiologi este că vom avea o scădere. În același timp, cunoaștem din datele statistice anilor trecuți că vine sezonul mai mult al gripei, deoarece constatăm o creștere a numărului de cazuri de gripă sezonieră. Deci, creșterea gripei s-a început cu săptămâna 45, deci cu 5 săptămâni în urmă, de la 5 cazuri, având o dinamică ascendentă în creștere în toate săptămânile ulterioare. Deci săptămâna aceasta am avut 210 cazuri înregistrate, comparativ cu săptămâna trecută, 131 de cazuri. Dacă comparăm infecțiile despre care am vorbit, infecțiile majoritar virale cu gripa, în cazul gripei, undeva 65% din cazuri au fost spitalizate. În celelalte infecții sunt doar 2,5% spitalizate. Spitalizările cele mai multe au fost în cazul
copiilor. Și vorbeam și anterior că în cazul copiilor se mai manifestă și un alt motiv de îmbolnăvire și de agățare a infecție atât de rapidă, faptul că acești copii nu s-au întâlnit în viața lor niciodată cu aceste infecții și nu au o memorie imunitară. Deci, am avut pandemia, anii trecuți infecțiile au fost într-un număr foarte mic, copiii nu au frecventat grădinițele, am stat mai mult pe acasă și acum ei fac cunoștință cu aceste virusuri. Deci, la momentul de față, avem puțin mai mult decât 1200 de copii spitalizați în toată Republica, în spitalele municipale în jur de 340, la Institutul Mamei și Copilului Bălți și Toma Ciorbă 150 circa și în spitalele raionale 710. La Institutul Mamei și Copilului avem paturi desfășurate suficient. Astăzi dimineața erau libere încă 20 de paturi. Avem o scădere a numărului de spitalizări în comparație cu săptămâna trecută și acesta este un fapt îmbucurător. Vrem să tragem atenția tuturor părinților să fie foarte atenți cu debutul bolii la copii, neapărat să contacteze medicul de familie și să inițieze din primele zile tratamentul necesar. La copii se instalează foarte rapid complicații, aceasta este caracteristica virozelor din acest an, cu pneumonii, cu bronșiolite, cu otite și necesită tratament spitalicesc și un tratament de durată. Aș vrea de asemenea să subliniez că Agenția Națională de Sănătate Publică menține deci, controlul asupra situației epidemiologice și doar vrem să mai aduc două cifre referitor la intensitatea procesului. Se atestă, după cum am spus, o creștere a îmbolnăvirilor prin infecții acute respiratorii cu 1,6% față de săptămâna trecută. Creșterea față de anul trecut este aproximativ de 3 ori și constituie un prag care îl numim noi alarmant, este de 636 promili și pragul epidemic, când se consideră o epidemie, este 283 promili, iar foarte înaltă, intensitate foarte înaltă, se începe de la 608 promili. Noi avem acum 636, deci putem considera un prag destul de înalt a situației epidemiologice. Deci, descreșterea la numărul spitalizărilor față de săptămâna trecută, chiar de avem o creștere cu 1,9%, este de 2,5% față de săptămâna trecută și aceasta este bine, deci cazurile nu sunt atât de complicate. Au rămas oricum foiliu să vă spun așa despre COVID, că probabil vă interesează COVID-ul. Deci noi avem un număr de îmbolnăviri foarte jos prin infecția COVID-19. Este în jur de 10 cazuri la 100.000 de populație. Media europeană este de 108 cazuri. În unele țări ajunge și la 500-600 de cazuri. Noi avem o situație constantă începând cu primele săptămâni ale lui octombrie, fără a înregistra o mare creștere sau o mai mare descreștere, undeva în jurul de 8-10 cazuri la 100.000 de populație. Se atestă un număr foarte mic de îmbolnăviri în rândul gravidelor. Ultima săptămână am avut 4 cazuri de îmbolnăviri la gravide și 35 de cazuri la copii. Toți sunt într-o stare ușoară, deci se manifestă o clinică ușoară a COVID-ului. Vaccinarea derulează destul de bine pentru perioada aceasta de iarnă când ne confruntăm și cu aceste infecții virale care sunt un impediment temporar, deci cel care are febră sau are pe cineva bolnav acasă nu o să meargă să facă un vaccin, este o contraindicație temporară. Se vaccinează în jur de 1700 până la 3000 de persoane în săptămână. Este îmbucurător faptul că avem și persoane care fac prima doză.
Deci acestea sunt persoanele probabil sceptice care pe toată această perioadă, cât derulează campania de vaccinare contra COVID, nu s-au vaccinat. De asemenea, raportăm o bună utilizare a vaccinului antigripal. Avem în jur de 10 raioane care au utilizat tot stocul de vaccin antigripal. La nivel de țară avem o utilizare undeva de 86%. Anul acesta vaccinul antigripal a fost adus în țară într-o perioadă mult mai devreme. Astfel vedem, deci observăm un interes al populației pentru a efectua acest vaccin, ceea ce este îmbucurător. Oamenii cred în vaccinare, se pot convinge de efectele pozitive. Ceea ce dorim să anunțăm pentru toată populația este că măsurile de prevenire a infectării prin aceste infecții virale și prin gripă sunt aceleași ca și în perioada pandemică de prevenire a COVID-ului. Și aș vrea să nu uităm această experiență negativă, să purtăm măști atunci când suntem într-o instituție medicală, este obligatoriu pentru personalul medical, este obligatoriu pentru persoanele care frecventează instituția medicală, să purtăm măști dacă avem pe cineva bolnav acasă, să evităm aglomerațiile în oraș, piața, mall-urile, să nu mergem în ospeție atunci când avem pe cineva bolnav, să nu frecventeze grădinița copilul care are deja simptome de infecție respiratorie, să ne adresăm imediat medicului de familie și să ținem minte că prin prevenire și prin aceste simple reguli, masca, distanța, evitarea locurilor aglomerate, vaccinarea, adresarea la timp la medic, putem evita complicațiile, spitalizările și transmiterea infecției. Referitor la asigurarea cu medicamente, deci absolut în toate țările, inclusiv țara vecină România, se atestă o presiune asupra utilizării, în special, antipireticilor, deci medicamentelor, siropurilor care se administrează la copii cu scop de a scădea, de a coborâ febra. Totodată nu putem spune că nu avem medicamentele necesare în stocuri. Medicii prescriu un alt medicament înlocuitor atunci când nu poate fi găsit un medicament preferat sau care părinții îl cunosc și l-au administrat mai mult timp. Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale menține controlul asupra asigurării cu medicamente și are dezvoltate strategii în caz dacă apare o criză, cum să o rezolvăm într-o situație rapidă. Aceasta este tot ce am dorit să vă comunicăm și dacă aveți careva întrebări suplimentare, suntem la dispoziția dumneavoastră cu întreaga echipă. Daniela Danilova, TVR Moldova. Să ne spuneți, vă rog, dacă spitalele municipale sunt pregătite în cazul în care valul de viroze va fi încă prezent la un nivel înalt, pentru că Direcția Sănătate menționa că sunt paturi insuficiente, adică era un număr de pacienți mai mare decât... Da, săptămâna trecută s-a atestat așa o presiune absolut pe toate spitalele din Chișinău și Republicane. La momentul de față vă spun că dacă spitalele municipale nu vor avea suficiente paturi, avem paturi suficiente și putem lărgi numărul de paturi la Institutul Mamei și Copilului, care poate prelua copiii din Chișinău. Acum să vă rog la un alt subiect care a fost discutat ieri în presă, un copil de 4 ani care a ajuns cu varicelă la Spitalul de Boli Contagioase. Mama copilului menționează că nu a fost tratat corespunzător, a ajuns cu incizie, cu 12 tăieturi, pansamentul nu a fost tratat corespunzător nici la Valentin Ignatenco. Dacă cunoașteți acest caz și dacă Ministerul s-a autosesizat? Ministerul s-a autosesizat și este Direcția de Asistență Socială și Medicală a Consiliului Municipal Chișinău care se ocupă de analiza acestui caz. Am înțeles că este o comisie care analizează ca să vadă unde au fost neregulile și nonconformitățile pe parcursul acestui caz și mă refer la transferul copilului dintr-un spital în altul și calitatea serviciilor care este acordată. Deci,
Direcția Asistență Socială și Medicală, deoarece ambele spitale sunt municipale, este obligată să instituie comisie, să analizeze acest caz și să raporteze Ministerului Sănătății despre motive, măsuri luate și de ce s-a întâmplat așa. Diana Ambros ProTV, dacă ați putea să ne spuneți care sunt prognozele Ministerului în privința valului de virus care există în țară? Deci, urmărind tendința de descreștere și în special tendința de descreștere, mă refer la spitalizări, deci la cazurile mai complicate, după cum am spus, la momentul de față, copiii în vacanță, care de fapt ei sunt cei mai buni transmițători de virusuri, ne așteptăm la o scădere pentru următoarele săptămâni. Dar, desigur, luând în considerare și faptul că oamenii se vor întâlni în această perioadă într-un număr mai mare, luând în considerare că sunt sărbătorile, o să ținem la control, dar nu cred că vom avea o creștere. Eu știu, poate domnul Furtună, ca epidemiolog, o să spună o poziție mai clară referitor la prognoze. Mulțumesc, doamna ministru. Eu azi dimineață m-am uitat pe site-ul Flu News despre tendințele din toată regiunea europeană. Republica Moldova nu este excepție și situații similare ca și în Republica Moldova se atestă în mai multe țări din regiune care au atins valoarea maximală a pragului epidemic. Aici vreau să trag atenție la două circunstanțe care spre interesul publicului și a presei. Chiar și dumneata Diana m-a întrebat, suntem în epidemie sau nu suntem în epidemie. Sunt mai multe criterii pentru a stabili epidemie. Chiar dacă am trecut valoarea maximală a pragului, noi trebuie să o menținem minimum 3 săptămâni și să întrunim aceste criterii. Și dacă vorbim de situația reală, noi avem, haideți să folosesc termenul epidemie, chiar dacă nu avem, ca să mă înțelegeți mai clar. Noi avem o epidemie concentrată și ea se concentrează în municipiul Chișinău. Pentru că avem foarte multe teritorii în săptămâna 51 care nu au declarat cazuri de gripă. Deci avem răspândire geografică locală. Avem intensitate de nivel foarte înalt în municipiul Chișinău. Și ea la Vulcănești și la Ocnița nu există. Deci avem povara pe sistemul spitalicesc în municipiul Chișinău, că în alte teritorii e relativ liniștită. Avem detectarea virusurilor gripale, și avem stabilit tulpinele dominante, tulpina H3N2, celelalte nu sunt nici măcar cu dominante, dar avem un mix de tulpini virale care circulă. Și A de două tipuri și B. Și o groază de virusuri non-gripale, și doamna ministru a făcut referință la virus sențiar respirator, care preponderent afectează copiii de vârstă mică. Și din păcate, dacă în gripă zicea doamna ministru că avem vaccinul și avem un instrument de intervenție și de control, în celelalte infecții virale mizăm doar pe măsurile nespecifice și pe bunul simț al populației. Deci fiecare trebuie să înțeleagă că în transportul unde stau cam cu cheia de chibrit, e bine să îmbraci masca. Că de nu ai să înhăți unul din virusuri, indiferent care. Că nu mai contează cu care l-ai preluat, contează consecințele lui. Și lecțiile din COVID, ele rămân valabile și pentru sezonul epidemic grip o non-gripal 22-23, pentru că măsurile nespecifice de profilaxie sunt valabile pentru toate infecțiile cu mecanism aerogen. Și atunci când ne-am respectat, când ne-am aflat aproape într-un lockdown și am respectat, noi de ce nu am avut aceste infecții? Pentru că am respectat, am umblat cu mască, n-am fost la matinee, n-am fost la mall-uri, n-am fost în transport public, am stat acasă cu minței și ne-am protejat noi și pe ei noștri. Acum am cam uitat de regulile astea și trebuie să aducem aminte tuturor ca să le inițiem. Așa vom merge. Acum sunt două circunstanțe. Pe de o parte, vacanța și numărul de cazuri a scăzut. Pe de altă parte, vedeți și se face fluxul de conținaționali de noștri care vin la sărbătorile de Crăciun, acasă. Și aici, cu bucuria pe care ne-o aduc ei revenind acasă, pot mai aduce ceva, pe lângă ce aici avem noi care circulă în teritoriul nostru. Și aici trebuie să fim prudenți și atenți. Măsurile de precauție, de care spuneți că sunt la nivel de recomandare, când și în ce circunstanțe, la nivel de cifre, ar putea deveni restrictive? Deci, mă refer la acel prag. Care spuneți?
ca nivel de recomandare sunt acum, că trebuie să urmărim 3 săptămâni, ați menționat, că să avem un plan. Avem... În ce caz pot deveni aceste recomandări restrictive? Restricții? Da. Deci nu, nu o să introducem restricții. Deci de fiecare dată presa ne întreabă dacă introducem restricții, nu o să introducem nicio restricție, nici aceste cifre, nici altele care pot fi cu un prag mult mai înalt, nu impun restricții. Rămâne doar de bunul simț a fiecăruia să se protejeze pe el și pe cei dragi. Sabina Hirianu, reporter televiziunea Prime. Vrem să știm dacă s-au înregistrat decese în urma gripei sau în urma complicațiilor viroselor, pentru că știm că în secțiile de terapie intensivă sunt internați bolnavi cronici cu pneumonii. Și ca și în cazul COVID-ului, mulți decedau ca urmare a COVID-ului, având mai multe boli cronice. Vrem să știm dacă se duce o astfel de evidență. Da, desigur, se duce o astfel de evidență și chiar dacă avem cazuri complicate, cum ați menționat, anul acesta, spre deosebire de alți ani, în toată această perioadă de când s-au început îmbolnăvirile, nu am înregistrat nici un caz de deces, nici într-o categorie de vârstă în urma gripei sau complicațiilor acestor infecții virale și de noi depinde dacă vom mai avea cazuri grave. Vă așteptați ca în următoarea perioadă să crească numărul cazurilor de gripă după sărbătorile de iarnă. Dacă ați putea să ne spuneți, ar fi posibil ca să fie suplimentat stocul de vaccinuri contra gripei, chiar dacă știm că trebuie să fie imunizată populația înainte de începerea sezonului? Deci probabil o să mai adaugi și domnul Furtună. În primul rând, vaccinul contra gripei se procură în urma unor achiziții. El nu merge mâine la supermarket și îl procurăm. Doi, vaccinul se administrează cu o perioadă înainte de începerea înregistrării și valului creșterii cazurilor de gripă ca să fie suficient timp pentru a se instala imunitatea. Dacă nu avem această perioadă pentru instalarea imunității și vaccinăm populația exact înainte de creșterea valului, efectul nu este de cel așteptat de către noi. Astfel, noi nu planificăm să procurăm acum, în începerea sezonului de gripă, deci alt vaccin contra gripei. Aceasta se planifică la începutul anului, se procură vara, achiziții destul de complicate, internaționale, și ne bucurăm dacă acest vaccin ajunge la începutul toamnei, ceea ce am înregistrat în acest an în sfârșit și nu am întârziat, că de obicei știți că dumneavoastră scrieți că se începe vaccinarea mult mai târziu. Deci asta este referitor la vaccinul de gripă. Referitor la prognoză, iarăși, domnul Furtună, dacă doriți să adăugați ceva cu gripa. Eu doar două comentarii la vaccin. Lângă ceea ce a anunțat doamna ministru, nicio țară nu mai cumpără vaccin la etapa asta și niciun producător nu mai produce vaccin la etapa asta. Astea deja sunt evenimente împlinite și epuizate. Deci fiecare țară își cumpără vaccinul la începutul sezonului. Cât ține de pronosticuri? Noi am zis. Deci sconturează o tendință de stabilizare care va porni ulterior la descreștere. Săptămâna 52 în care suntem noi, o să avem descreștere cu siguranță pentru că este vacanța și lucrul ăsta o să prelungească și în săptămâna 53. S-ar putea ca după Crăciunul pistil nou, când revin copiii la școală, să avem o creștere ușoară, dar eu o să variez în limitele la 600 și 700 cazuri la 100.000, adică în jurul valorii maximale a pragului epidemic, a intensității maxime. Deci noi nu preconizăm creșteri la 1.000 de cazuri la 100.000 de populație, deși alții ne-am avut asemenea creștere. Și asta este o particularitate care se repete an de an în sezonul epidemic gripal în Republica Moldova și în regiune. O precizare, vă rog. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească menționează că solicitările sunt în creștere considerabil față de luna noiembrie. Din această cauză nu există atât de prompt răspunsul ambulanțelor în alte cazuri mai grave, persoane cronice.
dacă înregistrați anumite consecințe din cauza acestor maladii respiratorii și dacă poate fi cumva rezolvată această problemă. Nu am înregistrat ca să avem o perioadă de așteptare mult mai mare și o problemă cu lipsa echipajelor de ambulanțe la solicitări și iarăși ne referim, această presiune este mai mult pe Chișinău. Totodată vrem să remarcăm că 35% din tot numărul de solicitări la serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească este cauzat de aceste cazuri, de toate infecțiile virale, gripă, deci și alte infecții respiratorii. Deci aceasta, într-adevăr, pune o presiune, este o creștere a numărului de solicitări, dar nu există o perioadă mai lungă de așteptare decât cea medie și nu există lipsă de echipaje ca să nu poată deci deservi solicitările. Dacă nu aveți mai multe întrebări, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Dorim tuturora sărbători luminate, fericite, frumoase, pline de bucurii și cu mai puține infecții. Totul depinde de noi, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, purtați masca, țineți distanța, aveți grijă de cei bolnavi și nu vă puneți în pericol. La mulți ani tuturora!